Băi, Marcele, cum se numește procedeul ăsta, mă, de-l faci tu acum? Ăsta? Da. Adică ce faci tu acum mai ușor? A doua etapă, bosule, după ce se plachează. A doua etapă de la plachează. Prima etapă e aici cu polistirul să-l pui pe perete și a doua e asta să pui plasa cu adezivul. Adică tu faci armarea la plasă acum, nu? Da? Faci armarea la plasă, nu? Exact, armare. Așa. Prima oară se trage materialul cu piaptănul pe perete. Exact, și după aia pui plasa, nu se dă plasa pui direct plasa. Așa, știi, ai pus plasa și încerci și de aia nu se mai face. Făcea pe timpul lui Mamaia, știi? Acum nu mai, e nu se mai face așa. Ăsta e procedeul pe sistem nou. Nu, e procedeul că trebuie să facă, știi? Și face din când s-au început construcții, numai că nu făceau prea puțin. Aha. Așa se face normal. E bun. Spor la treabă să ai atunci. Ha? Spor la treabă să ai atunci. Bani, la bani mai puțin. Ce garanție se oferă la lucrarea asta de tip, nu știu, de exemplu o firmă? 6 ani. 6 ani, e? Și tu mie ce garanție dai? Pune și pe poartă, nu? La 6 luni. 6 luni numai ta? Deci când înainte să intru în iarnă trebuie să o fac iară, e? Dar am ca să amână și eu bani, ce fac? Fac totul, vine din frumoase. A, dar facem izolație fiecare de două ori pană. Exact. O dată în primăvară și o dată înainte de, exact, de intrare în iarnă. Exact. Asta înseamnă să fii meseriaș. Nu, mă, asta înseamnă să fii șmecher. Asta înseamnă să fii meseriaș mafiot. Exact. Să faci aceeași lucrare de două ori pană. Exact. Păi seama că dacă l-ai prins pe unul cu o casă de aia mare, nici nu face altceva. În fiecare am muncești numai la el. Nu, bă, ia în fiecare an bani. La muncit pe ăla din 10 ani, într-un ai luat toți bani. Și lasă. Până voi să dau și pe o nevastă, eu nu mai lasă în pace. Fugi, du-te, dai drumul de aici. Băi, Marcele, mă. Ești figură mare. Băi, și asta ar fi cam cea mai de buget lucrare care poți să o faci pentru izolație, nu? Următoarea ar fi polistirenul extrudat, care e un camion de bani, nu o căruță, un camion de bani. Te ajunge la o lucrare din asta. După aia ce ar mai fi? Vata bazaltică, nu? Da, da. Și cam aia e. Cam aia e. Ca extrudat. Vata bazaltică? Extrudat e cel mai scump. Acum nu știu, probabil se mai ieftinit bata bazaltică. Extrudatul e bani mulți. Dar păi că ai văzut, pe baxul ăla de 3, câte foi are? Nu știu câte foi are. Are 10-15 foi, nu știu câte foi are. Numai că se lucrează și mai greu. 300 și nu mai știu cât. Se lucrează și mai greu cu camonă de lucru, să taie greu. Tu-ți dai seama să se decupate lateralul ăsta, tot aici, asta aproape 50 de metri. S-a decupat vreo 20, extrudat. Îl placam în vreo 3 zile și îți luam 60 de milioane, nu-ți mai luam 30 de milioane. Adevărat! Deci te bubuiam, bun, ce ai făcut, mă, bobiță? Asta, bineînțeles, dacă ne aduceai și tu acolo, ceva de tăiat și o mașinărie, ceva. Dar mai trebuia să mai dau și bani să cumpăr mașinărie. Ce vrei, tata, ai 12 milioane, dar nu pierdeai 30, pierdeai 12. Nu pierdeai, că-ți făceai treaba. Și asta e o chestie. Și dacă să nu-ți iau 30, băi, îmi dai 26 și la urmă mi-o lași mie, ca totuși nu ești pierdut. Știi că ți-a folosit-o, e de uscat, de când e ceva, e la jumate după aia. Tot știi că e reclama aia, la jumate pe un gros, știi? Și mi-a dat de mie, de și făcea. Bă, dar de ce faci reclamă, mă? Faci plasare de produse pe canalul meu, mă? Mm. Vrei să faci un ban pe spatele meu, mă? Exact. Vă fac interloapă. Te faci interloapă? Exact. Băi, cam rău ai ajuns. Tare de tot. Ai ajuns cam rău. Da. Ce mi-erai tu acum câțiva ani? Ce? Și acum uite-te. Ce de curs am fost și ce glava am ajuns, ha? Aha. Ce vrei să faci, mă? Asta e viața. Adică, bă, până la urmă se poate să și muncești, dar trebuie numai să vrei, gen, nu? Numai să vrei. Exact. Știi că e vorba aia, lemea e cu coară mare, știi? Așa este.
shadows above a town I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see you now.